Măi. Ce ești trist așa? Ce ești la mână? Lăbuș. Eu sunt ca social, de mic copil la mână, fracturată și am nevoie de 20.000 de euro ca să merg acasă. De mic copil și n-ai reușit să o repar de mic copil? Niciodată. Îmi doresc de mult să știi joc. Știi că tenis, asta nu e emisiune cu d-astea, da? Nu. A, nu. M-am lovit. Hai, scuze. M-am lovit. Am venit la Humor pentru că visul meu cel mare e să vreau să strâng 20.000 de euro și mi-am nevoie de 20.000. Deci aici nu reprezintă un avantaj faptul că ai un dezavantaj. Scuze, nu impresionez pe nimeni. Nu. Intimidare. Am o mână fracturată, deci nu e o glumă, cum mă întreabă toată lumea. E fracturată... Da, am bătut prea mult din pană, am fost la... L-am văzut pe Coco, la Umor și am zis, nu cred, cât de bun, cât de bun. Hai puțin așa, mă. Aolo. Se strica mâna. Ce puțin? Băi, știu că tu ești foarte tare. Mulțumesc. Tu ce faci astă seara aici? Stand-up, Coco. Nu știu dacă e când zici pe scenă, te urci și zici glume și nu mai vine nimeni în locul tău. E când... Hai, dar știi de ce te-au pus oamenii ăștia aici? Vreau să te ajung. Ca să fie sigur că nu mai particip niciodată. Ho! Mamă, deci astăzi m-am sacrificat ca să fiu și eu o să îmbrăcat diferit. Cal. Da, și mor deja. Deci eu mi-am pus mânecă lungă și o să mor de cal. Și aceste cismoace. Mă bucur tare că vă plictisiți. Care plan. Deja mi-e cal. Vreau să-i rumă, vreau să-i termin. Vreau să și cum stai chelul? Și dea pe spate, așa, până sus, pe scenă, pe scena de la altul ăsta. Să fie așa. Serios. Mulțumesc. Să-i zic, băi, bă, Chiel, uite, fac stand-up într-o mână, ai înțeles? Uite aici, comedia adevărată. Pleacă de aici. Pleacă, nu mai atingi. Mare. Prea mare. E un om de care te poți lipsi. O, lejer. Dar mă duc pe, pe unde mai am spectacole, când mai am și mă întreabă, bă, când nu mai vine Coco pe aici? Când nu mai vine Coco? Da. Ce promisiune? El nu se ține de promisiuni, niciodată. Atenție, aplauze. Vreau să râdă, da, dar nu mă sperie. Cine-i comedia? Bucălaie comedia! Cine-i comedia? Bucălaie comedia! Cine-i comedia? Bucălaie comedia! Vreau să cred că forța să... Aici, că poți să-l urmă. Zi bună! Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Radu Bucălaie! We're gonna witness! You gotta see this! Yeah! Yeah! Hola! Bună seara, oameni! Bună seara, oameni! Be humble! Sit down! Numele meu... Be humble! Yes! Numele meu este Radu Bucălaie, bună seara! În primul rând, ca să eliminăm elefantul din cameră, să zic așa, eu chiar am o mână fracturată din cauza unui accident. Eram în mașină, conduceam cu iubita mea în dreapta, ieșeam din satul mare și a fost nevoie de o secundă de neatenție și am intrat într-o discuție cu iubita mea despre hainele ei și mi-a dovedit că are prioritate. Dar trecând peste asta, cum a trecut și ea peste mâna mea, am 26 de ani și eu mi-am dat seama că noi suntem un popor sărac, noi românii, pentru că am observat că avem o chestie în comun. Noi românilor ne place să strângem lucruri. Nu știu dacă ați văzut, dar sunt genul ăla de bătrâni care merg pe stradă și la un moment dat observă ceva pe jos, orice ar fi, și îl iau și... o sârmă. Cât îmi trebuie. Și o iau. Dar ăștia sunt bătrânii, dar noi, tineri, uite, orice om de aici, din sală, orice om care se uită acum la televizor, toți din România, în momentul de față, avem o pasiune pentru a strânge pungi și plăsuțe. Nu există în România, statistic vorbind, o bucătărie în care să nu existe cel puțin un sertar cu pungi. Dacă nu e un sertar cu pungi, o pungă cu pungi. Eu am acasă un sac cu pungi, jur. Zici că mâine se inventează festivalul pungilor și nu avem pungi. Avem foarte multe pungi și nu facem nimic cu ele. Noi suntem cu pungile ca smigă și este mai precious. Nu le dai, știi? Unii oameni sunt pe modul, bă, femeia o mai dai, dar pungile nu. Ce e cel mai enervant? Că deși avem mii de pungi, uităm să luăm una când ne ducem la cumpărături. Bă, mi-aș face buzunar de pungi la orice ciosetă, kilos, strică, orice. Că ajung acolo la casă, fericit că mi-am luat și o pâine și parizări și ce zi minunată! Ce doamna aia de la casă care pungătorit?
Păi și e nașpa când e sărac. Pentru că sunt încă 50 de bani pe care adaugi la sertarul cu 2 milioane la care n-ai acces. Și asta e risipă. Și eu sunt sensibil când zic cuvântul risipă, pentru că instant mă gândesc la iubita mea. Iubita mea, din punctul meu de vedere, face risipă și, în general, femeile cred eu că fac risipă. Nu știu dacă le-ați văzut când fac duș. Bă, folosesc foarte mult gel de duș. Pline de spumă, din cap până în picioare. Bă, pline. Eu am intrat toată în baie, am fost, nu cred! Un om de zăpadă la mine în baie! În august! Ah, stai să spun morcovul. Asta e că l-am la mine, de ce nu? Și ce mă deranjează cel mai mult e că iubita mea, după ce se termină gelul de duș, bă, l-aruncă. Bă! Pe mine, după ce mi se târnă gelul de duș, mai ține cel puțin 2 săptămâni, că mai pun apă în el, mai fac așa, mai dau prin cap. Asta e risipă! Noi suntem de 2 ani împreună și e prima mea relație serioasă și e frumos. Pe de-o parte, eu am realizat, fiind prima relație serioasă, că atunci când intri într-o relație serioasă, tu ca om, ca individ, tu ca singularitate, când ai intrat într-o relație serioasă, cumva te transformi în noi. Și înainte erai tu și acum, cumva, printr-o magie, nimeni nu știe cum. Eu. Sunteți voi cuplu. O, ce drăguți! Tu nu mai existi ca om. Eu nu exist. Eu acum nu sunt Radu. Eu acum sunt Radu și Alexandra. Eu nu pot să mă gândesc, de exemplu, bă, ce mănânc de seară. Nu, e bă, ce mâncăm de seară. Eu nu pot. Mă sună prieteni, vă jur, și mă întreabă. Bă, Radu, ieși și tu de seară la o bere? Vă jur că din instinct răspund. Da! Venim! Mă sună mama, o mama. Și eu mă sună mama. Da, mamă. Ce faceți, mamă? Bă, inițial am crezut că e o formă de respect. Iată când vorbește mama cu dumneavoastră, de când nu-i mai cer bani, bravo, mama, așa să face. Respect, mamă. Începe dialogul cu mama. Deci, tu ce faci, mamă? Zic, bine. Alexandra ce face? E la servici. S-a trezit? Da, că e la servici. La cât s-a trezit? La 8? La cât? În la 9? Mai rește, am mâncat ceva? Bă, dar eu! Nici mai pot acum să fac caca fără Alexandra, jur. Alexandra, îți vine să faci treaba mare, că mie-mi vine. Nu? E, hai că mai stau atunci, te aștept. Bine, știm toți, îmi cer scuze doamnelor și domnișoarelor că întrebarea e pusă greșit. Întrebarea, în mod normal, ar fi așa. Alexandra, mie-mi vine să fac treaba mare. Ție-ți vine să faci flori de levănțică și asomie? E clar, e stabilit de mult că voi asta faceți. Voi scoateți parfum frumos, mirositor. Voi sunteți ca deodorantul ăla de cameră, știi? Eu dacă o apăs pe cap pe Alexandra, scoate pe aici. Pff. Noroc că are mami grijă. Pff. Plus că noi bărbați la începutul relației, când încă stăteam separați, făceam o chestie destul de grotească, îmi permis să zic așa. Mai țineți minte când trăgeam un pârț și ne bucuram de el? Îmi mergeai prin cameră și trăgeam noi și erai... Vine-te cu ceapă! Erai mândru, erai bărbat, așa. Acum, de când stăm împreună, nu mai pot să fac treaba asta. Nu pot să mă duc în sufragerie să trag una să zic, Alexandra, vino să vezi ce am făcut. Hai. Eu nu mai ascund acum de iubita mea când fac numărul 2. Adică e clar, au trecut 2 ani de relație, e clar. Dimineața la cafea, 2 guri de cafea, jumătate de țigară, mă uit în ochii ei. Și mă întorc și nimic nu s-a întâmplat. Bă, la începutul relației, când încă nu stați împreună, stați separat, dacă ești la el sau la ea și te apucă căcuța, bă, e nașpa. E nașpa că situația e în felul următor. Tu ești la el sau la ea. Trebuie să faci treaba mare. Problema e că el sau ea trebuie să creadă că ai făcut treaba mică și acum pasă. Deci, fiată, m-am regăsit și nu numai că m-am regăsit, mi-am dat seama că, într-adevăr, de când mă știu, am această problemă și că acum mi-am dat seama că este unul dintre factorii pentru care eu nu pot să am o relație. Nu pot să fac chestia asta atunci când mai este o femeie în casă. Și e logic, primul pas e să te abții, prima oară te abții când ai încotro și mi-a plăcut foarte tare seara. Auzi, da? Tu mereu ești frumoasă dimineața. Băi, și dacă nu mai poți să te ții, dacă vine, eu îi zic căcuța tren, ăla care nu oprește nicio stație. Dacă vine căcuța tren, ești la modul... Mă duc la baie să mă spăl pe mâini.
facem toți când intrăm în baie. Dăm drumul la chiuvetă să curgă apa, să nu se audă. Dacă faci, că nu e frumos. Păi, povestea vieții mele, mă, băiatule, mă. După aia te grăbești, îți dai pantaloni jos, faci repede, te șterg la fund, da, cauți un spray, n-are spray, dai cu fixativ, nu mai e. Mi s-ar părea excelent ca pentru o situație din asta să existe pit stop ca la Formula 1. Cum schimbă aia roțile în 3 secunde? Bă, așa să fie acum 5 oameni care te așteaptă în baie. Bă, și-a intrat în baie, unul îți dă pantaloni jos, unul te apasă pe burtă, unul te șterg la... Bravo, 3 secunde, următorul, perfect! Și cu asta eu vă mulțumesc, sunt Radu Bucălaie. Bine, bă! Bravo, mă! Așa se face! E cam așa e. Da. Gata, mă, s-a terminat. Bravo! Cum se vorbește despre... Ești... Bă... Asta e clasic. Toată sala se ridică normal, în picioare. Normal, e o chestie clasic. La care... E ceva vin, testat, nu? Da. Dintre toate numerele de stand-up care au fost până în acest moment, nu știu dacă a existat vreunul care să mă facă să fiu mai în număr decât ăsta, pentru că, băi, ai avut un moment în care ai spus povestea vieții mele, deci îți jur, mi-am dat seama în secunda asta că asta este problema mea uriașă cu femeile, frate. Deci eu nu pot să suport să treacă de acel moment în care dispare vraja. În general, relațiile mele au fost la modul ăsta, adică, ok... Suntem, sau așa, dar stăm 2 zile împreună, 5 zile fără și nu știu ce. Acum, în alea 2 zile, trebuie să evit subiectul. Dar asta nu e un subiect tabu. Tu nu este un subiect tabu. Un intim și jenant. Te oprești din... Bă, 2 secunde, mă duc să mă... Te deranjează? Da, îmbracă-te și pleacă, sau... Bă, este mult mai tare să fii amant sau să fii prieten, să fii friends with benefits sau ceva de genul ăsta, pentru că se păstrează vraja, adică fugi acasă și te ascunzi chestia asta. Și nu cred că o să pot să trec vreodată mai departe. Și nu știu, să fii în permanență cu cineva în casă? În permanență? Frate, deci... Dar poți să fii într-un concert. Ai aceeași cameră de hotel. Cred că te poți abține, Mihai, 7 zile. Mamă, mi s-a mai întâmplat asta. Este sinistru. Are you okay? Deci când am plecat o dată 3 zile, eu am consumat o sticlă de 100 de mililitri de parfum. Ce mai? Da. You did it. Secundă. Scurtă întrebare, da. Imbecilă, nu poate să fie și vrajă și căcuța în același timp? Adică... Păi e foarte greu să fie și vrajă. Căcuța vrăjită. E foarte greu. Da. Auzi, dar te deranjează și dacă ea se duce la toaletă. Where is the restroom? It's right behind you. Cred că femeile au niște modalități ale lor foarte puternice de a ascunde sau găsesc ele vreo... Găsesc duc la... Whatever that smell is, I want to eat it. Right now, with my mouth. Mm. It smells like sunshine. Dar concurentul foarte bun. Așa ne-am dus. Aplauze pentru ologul nostru. Bine, mă, bine, gata. Gata. Băi, tu n-ai făcut glume. Nu. Tu doar ai povestit niște lucruri. Da. Nu, asta e definiția stand-up-ului. Exact. Povestești niște lucruri și le faci. O felie de viață. Nu? Omul trebuie să regăsească. Vezi, se întâmplă și lucruri. M-am liniștit. Următor va fi despre... De acum mă aștept următoarele numere să fie îngrozitoare. Dați-le. Ian și eczema... Da. Facială. Parcă să zic că am auzit asta, dar zici că e adevărat, așa? Asta ar fi culmea acum, chiar să iei foc în p***ă. Să fac de tare asta.
te duci, să te duci. Bă, tu n-ar fi tare, mă. Bă, te să te duci la baie, să fii cu iubita în casă, să te duci, să te... Și încercând să ascunzi treaba asta, trebuie o explozie uriașă în baie. Are you okay? I got it! Are you positive? Don't worry about it! Are you sure you're okay? Dar să ieși așa, știi? Și în spate explozia, ca în filmele de acțiune, știi? He's running from his shit. La toate filmele de acțiune, nu mai lasă o să mă gândesc, o să alerge la și în spate explozia. M-am păsat. Gonna die on the toilet, aren't I? Guys like you don't die on toilets. Okay. Let's do it. One. Two. Three! Ce atâta secretomanie?